Ne pregătim sau nu de război? Vine sau nu foametea? Vine sărăcia? Vin molimele? Ei bine, cavalerii apocalipsei se anunță din ce în ce mai prezenți în societatea noastră contemporană. Ce o să urmeze, ne spune Bogdan Comaroni, invitatul meu special, jurnalist Ziua News. Mulțumesc, Bogdan, pentru că ți-ai făcut timp să stai de vorbă cu noi. Previziunile nu sunt bune deloc, din contră, sunt extrem de îngrijorătoare. Iată, oficialii NATO anunță că vor să construiască un spital, asta pentru ca să fie pregătiți în cazul în care începe războiul, să aibă unde să îi ducă pe cei răniți. E un semnal foarte clar că ceva se pregătește, în timp ce coaliția de la București nu mai știe cum să scoată cămașa, că ne-am îndatorat până peste puteri. Vine sau nu foametea? Hai să le luăm pe rând, Bogdan Comaroni, că avem multe de discutat astăzi și mă bucur că stau de vorbă cu tine după o vacanță de vară în care am cam chiulit, între ghilimele, de pe rețelele sociale. Mulțumesc de invitație și îmi face plăcere ca întotdeauna, mai ales că ai ascultători și spectatori, oameni inteligenți. Am văzut de multe ori că îmi trimit și mie mesaje, dezbat, mai întreabă, e în regulă și e un lucru bun că uite, nu vorbim de pomană. Da, treaba asta, ca să începem cu ce se pregătește cu războiul, face parte din ordinea asta ciclică prin care, pe de o parte, ții omenirea în teroare, deci o ții sub control, și pe de o parte ăștia care se ocupă de marea industrie militară câștigă fonduri impresionante. Până ajungem la partea cu spitalul, deci și cu alte investiții, pentru că ieri s-a anunțat și a venit pe azi noapte din ce a fost acolo în Statele Unite, ce s-a discutat și la ONU și în alte astea, că vor mai investi 60 de miliarde de dolari, deci în treaba cu războiul, dar pe lângă acest spital, 60 de miliarde de dolari vor fi pentru reconstrucția Ucrainei. Iată că se vorbește pe de o parte, adică sunt niște mesaje contradictorii, pentru că și de ce spun asta? Pe de o parte apare că războiul, că hai că Zelenski cere mereu armament și că se lovească cu armamentul cât mai departe în Rusia, ceea ce ar declanșa, am intrat într-o altă etapă a războiului. Pe de altă parte se vorbește de pace, deci că ar apărea prima chestiune legată de pace și Zelenski a spus că face apel la țări ca să negocieze o pace cu Rusia, bineînțeles o pace în termenii pe care și dorește Ucraina și pe care și-ar dori Occidentul, ceea ce Putin a spus că deocamdată nu e de acord, că el a spus clar că nu cedează acele teritorii rusești, că mare anumite alte chestiuni de făcut prin Ucraina. Pe de altă parte, chestiuni legate de o economie, pentru că întârzierea acestui război, trenarea lui, duce la beneficii materiale de ambele părți. Așa, deci pe de o parte se cere pacea, pe de altă parte apare treaba cu, în caz de război, că ne trebuie un spital, dar se vorbește de reconstrucția Ucrainei. Și acum, fii atentă, întrebarea mea pe care mi-o pun totdeauna, că treaba asta cu reconstrucția e mereu ilogică și se bazează pe niște spălări de bani, pe niște cifre imense. Pentru că despre reconstrucția Ucrainei trebuie să se ocupe BlackRock. Deci BlackRock, cu participare de la Vanguard și State Street, adică cele mai trei fonduri de investiții globale, cele care dețin aseturi în absolut toate companiile mari, multinaționale, corporații și tot ale globaliștilor, urma să administreze aceste fonduri și să le dea pe alte firme, nu știu, pentru reconstrucția Ucrainei. Dar eu de la început am o problemă. Ca să reconstruiești în Ucraina, trebuie să reconstruiești în teritoriile care ți aparțin. Ori deocamdată rușii s-au dus, războiul s-a purtat în niște teritorii pe care rușii, unele au cucerit, în unele se mai luptă, în unele avansează, ba se retrag, ba iar avansează. Dar într-o mare majoritate, să zicem un 80-90%, le aparțin. Deci cum poți să te duci tu, Occident, care lupți cu Rusia prin proxy Ucraina, alimentezi cu armament în continuare și cu finanțe Ucraina, și să vrei să reconstruiești unde? În teritoriile care sunt rusești, pe care au fost bombardate, distruse. Deci e total ilogic, pentru că ar trebui să vină Putin să zică: da, bă, băieți, e regulă, vreți să mă reconstruiți pe unde am intrat eu și tot ce am cucerit și am definit pe aici, vreți să reconstruiți? Foarte bine, bă, da, proste, intrați aici și băgați-vă banii că îmi face. Deci sunt niște chestiuni total contradictorii. Mi-aduce aminte de treaba cu pandemia,
cu toate acele aberații care se spuneau cu COVID-ul. Că COVID-ul umblă pe la 6 seara, că după aia, după 6 seara, devine criminal, până atunci e cu minte. Că dacă vine vaccinați, spune vaccinați, trebuie să-i despartem și să separăm, să nu intre în restaurante, să nu intre. Adică, dacă intrai la fazele alea cu COVID-ul pe partea logică, constatai că nu aveau nicio logică. Erau de un absurd total și se băteau cap în cap. Și ți le prezentau la televizor ca niște chestiuni foarte clare, oficiale, ca și cum toată lumea era de acord și că așa trebuia făcut. Acum cu războiul, deci ni se spune treaba asta, adică vreau să-mi explice și mie. Deci noi până la urmă Occidentul, că deocamdată facem parte din Occident și din banii tăi, din ai mei, din ăștia, se duc fonduri în zona occidentală, România e parte și la ONU și tot, deci suntem și noi parte la reconstrucția Ucrainei. Dar măcar să știm unde reconstruim. Că deocamdată pe teritoriul Ucrainei nu reconstruim nimic, acolo nu s-a dărâmat nimic. A, poți să zici, vrei să investim în Ucraina, adică restul Ucrainei. Și atunci poți să pun întrebarea, dar de ce investim? Adică ce e acolo? Că Ucraina încă nu e nici membră UE, noi nu avem parte după investiții ca să zici, bă, avem un profit, sau bă, uite, investim, dar ne dau teritoriile noastre românești. Înapoi, contra investiții, contra cost. Bine, domne, hai că facem și contra cost. Deci sunt niște tâmpenii totale. Deci pentru BlackRock administrarea unei sume de încă 60 de miliarde de dolari e iarăși o pomană, pentru că în BlackRock intră într-o spălătorie generală toate aceste investiții. Pentru cine nu știe, fac o mică paranteză, cu BlackRock ăsta și de ce împreună cu Vanguard și State Street sunt the big three care conduc practic întreaga lume financiară. Deci, pe scurte așa, BlackRock, ca și celelalte, dar o să vorbesc de BlackRock, că e cea mai mare, cea mai cunoscută, dar la fel fac și celelalte, iar ele sunt acționare de unele la altele, adică e o suveică prin care să pierd bani. BlackRock, și repet, totdeauna când zic BlackRock, vă gândiți și la celelalte, BlackRock deține în mare majoritate între 3-7-10% din toate marile companii. Tot ce vezi, multinațional, corporatist, cu tot... deține BlackRock, e în acționariatul acestor companii, prin fonduri de investiții, prin intervenții în acționariat. Inclusiv în firmele românești, în astea care vin corporatiste de afară cu tot și tot ce deține, inclusiv astea de ne dau energie, apă, curent, cu tot, BlackRock și celelalte dețin acțiuni între 3, 4, 5, 10% la fiecare în parte. O să spună lumea că bine, că nu e mare lucru. E un mare lucru extraordinar, pentru că, în primul rând, acționariatul e foarte divers și foarte împărțit. Ori un procent între 5, 6, 7, 10% e deja un procent foarte important. Și mai ales că într-un consiliu de administrație unde se adună aia la vot și care reprezintă diverse voci și opinii care sunt pro și contra, procentul între 6 și 10% devine decisiv în administrare. Adică, practic, devine cel care alege cum să fie administrată compania. Ca să înțeleagă lumea de unde vin acești bani. Banii devin de la investitori, adică de la foarte mulți oameni de pe planetă care se duc la fondurile de investiții și bagă bani acolo, cumpărând pachete de investiții din care să aibă profit. Care e găsenița celor trei companii? Mai sunt și mai multe altele în spate, dar sunt ceva mai mici, sunt grupate și de regulă participă la această suveică. În total, le-am zis, marea investiție la BlackRock, care BlackRock are un acționariat care e secret, e ocult, ca și celelalte trei. Nu vorbim aici la investitori, vorbim la acționariatul BlackRock și Vanguard, unde au ei acțiuni unele la altele și cum se distribuie. Și pe acționariatul secret, presupunerea, ca să nu facem speculații că suntem jurnaliști, este că dețin foarte multe din aceste acțiuni, sunt deținute de marile familii care sunt cele mai bogate și marile bănci pe care aceștia le dețin. Adică familii de tip Rockefeller, JP Morgan, Rothschild, toate astea la un loc dețin în mare majoritate aceste fonduri, care la rândul lor, pe banii altora, dețin lumea. Adică dețin, sunt acei 1% care dețin spre 80% din toate fondurile planetei și care se estimează că până în 2030-2035 vor deține spre aproape 100% din tot acest business. Cum le deții și de ce e încurajat, de ce a venit lumea să depună banii la BlackRock și la aceste firme? Pentru că ăștia au avut Larry Fink, cel care e CEO de la BlackRock, împreună cu alții, cu Warren Buffett și cu alții care sunt în altele. Mai este Berkshire Hathaway, o altă companie. Larry Fink a gândit o singură chestie. A zis, bă, dacă eu mă duc și fac ca până acum, eu sunt un fond de investiții și vine Comaroni sau Adriana Mahmuțeanu și zice, bă, vreau să cumpăr acțiuni și tu să-mi crești banii. Eu nu mă pricep.
Da. Atunci eu mă duc, îi fac o chestie, decid, spun că e acolo, uite, ia la Coca-Cola, la Pepsi, la nu știu unde, la General Motors, toate alea la un loc. Și tu decizi, îi luăm, nu-i luăm, tu zici că nu te pricepi și zici, bă, faceți în așa fel încât eu vreau să am câștig. Bun, contra acestui câștig, iau un comision. Asta făceau toți. Larry Fink a venit cu ideea așa, zice, domnule, fii atent, eu fac pachete, fac un coș. Adică iau acțiuni și de la Coca-Cola și de la Ala și de la General Motors și la toate astea, le bag într-un coș. Pentru că trend după aceste coșuri le simt eu dacă ele cresc sau scad sau ce se întâmplă cu ele. Și ție-ți vând acțiuni la acest coș. Deci nu la companiile în sine, ci la întreg pachetul. Pentru că șansa ta să pierzi e cu mult mai mică. Deci, pentru că poți să, în acest coș, chiar dacă unele acțiuni scad la unele companii, la altele cresc și atunci pe total există o medie care pe tine te scoate într-un profit, că e mai mare, că e mai mic. Larry Fink vine și îți ia comision pe treaba asta și celelalte companii îți iau comision și te-ai fericită. Zici, da bă, eu am băgat niște bani, mi au crescut, e totul în regulă. După ce au intrat financiar și au administrat, au ajuns la trilioane de dolari, au ajuns în postura să-și cumpere aceste acțiuni care sunt, ți-ați repet, pe banii mei, pe tăi, pe alți bani. Și cu o mare măsură sunt banii fizici care intră în joc ai marilor familii bănci cu toate astea. Ei reprezintă doar ceea ce câștigă din comisioane. Adică cea mai mișto chestie este că fac toată această afacere mondială pe banii noștri. Și atunci ei intrând la astea și cumpărând acțiuni pe care le-au pus cap la cap în aceste coșuri, au ajuns să dețină aceste sume la toate companiile mari. Vă explic acum să fie pe înțelesul tuturor. E puțin mai complicat, dar ca să înțeleagă lucrurile. Și atunci, dacă eu pot să decid și în Consiliul de Administrație, investiții și alte creșteri, pot să fac în așa fel încât să crească și pachetele la care investesc oameni. Și atunci e un fel de win-win. Adică ăștia zic, bă, eu bag bani, ăștia îmi cresc banii și eu le dau comisioane. Și e tot în regulă. Și ăștia își cresc. Numai că asta s-a transformat într-un soi de joc piramidal. Întrucât și ăștia au în acționariat, au decizii, au nevoie, trebuie să vină bani și trebuie să vină utilizatori și investitori din ce în ce mai mulți care să pună bazele din nou acestei piramide cu alte fonduri ca să poată exista o vânzare și o cumpărare și o variație acțiunilor masiv. Au de câștigat și multicorporațiile pentru că vin prin acționariat, vin investiții și tot, pentru că tot în momentul în care cumperi acțiuni și dacă ele cresc, acțiunile emitente vin că se listează compania la bursă și o mare parte din bani ajung și la companiile respective. Astea au în fondurile de investiții, au fiuri, adică comisioane și câștigă, iar tu la capătul linii ți-a crescut și ce? Cu 5-10% investiții. Adică ai băgat 1000 de dolari luna asta, să zicem că la finalul lunii ți-au ieșit 1100. Și atunci zici, băi, e bun procentul pentru că e un 10%, e mai mare decât dacă aș fi pus asta în bănci. Și e mult mai mare că am un câștig direct decât dacă sta acum să-mi fac un depozit care ajunge la maturitate și ce fac. Dacă aș cumpăra obligațiuni și alte chestii, iar am probleme cu maturități și cu asta. Și atunci, pe plan internațional, ideea lui Larry Fink a fost genială. Deci, practic, problema în sine, deci sunt două mari probleme. Prima este că dacă acest imperiu, ca orice joc piramidal, pentru că el în esență e un joc piramidal, deși nu pare, e subtil un joc piramidal, dacă se prăbușește, închipuiesc că se prăbușește cu toate finanțele, adică este ca și cum ți-ai închipui că toată lumea asta intră în faliment deodată. Închipuiesc că în momentul ăla se prăbușesc bănci, se prăbușesc afaceri, bani, inflația, nu mai contează nimic, nu mai. Adică te bagă practic în epoca de piatră financiară. Bine, dar nu e nimic imposibil, se poate întâmpla asta. Da? Deci oricare din aceste trei mari companii are probleme deja la cealaltă sunt. Ăștia au ajuns să, în momentul de față, sunt atât de puternici încât toate companiile și toate decidenții sună înainte de a face investiții cu tot. De pildă, Federal Reserve tipărește bani și duce și face sistemul și construiește inflația și jocul inflaționist, după cum se mișcă BlackRock, Vanguard și asta. Și a doua mare problemă este următoarea, pentru că toată această construcție, deci pe lângă faptul că totdeauna e o teroare că dacă se prăbușește îi bagă pe toți în faliment, numai pe aia care joacă sau nu joacă sau sunt investitori la BlackRock, ci pe toți, ei au o menire în sine, menirea lor este de a transforma societatea viitoare într-un marxist comunist total. În ce sens?
odată cu o creștere acestui joc piramidal în care acțiunile se tot duc și se plimbă și se tot trec la alții și se vând pachete, pachetele cresc din ce în ce mai mare și numărul de acționari, încât practic se va întâmpla ceea ce știam noi în comunism, era în comunismul ăla analogic, adică era, cum vorbeam noi, ăla pe bune, că era, nu era partea digitalizată. Deci în comunism știi că era aia că proprietățile sunt bunuri ale întregului popor. Da. Deci cum ar fi fabricile și uzinele, nu au proprietari, sunt ale întregului popor. Casele la care locuia atunci când dădeai chirie la Icral sau nu știu ce, nu erau ale tale. Tu erai acolo și plăteai, primeai repartizarea un apartament și plăteai o chirie la Icral și tu stăteai acolo. Nu era al tău. Deci toată suma tuturor blocurilor de locuit și cu toate alea. Sigur că existau și niște proprietari, mai existau niște mandatari, dar nu despre ăștia vorbim. Erau bunuri ale întregului popor în comunism. Nu decideai nimic, nu aveai nicio proprietate. Adică noi eram deja atunci ca ce vrea Schwab. Deci că era nu veți mai deține nimic și veți fi fericiți. E, noi nu eram fericiți, aia era toată faza, dar nu mai dețineam nimic. Noi am și trăit acel în comunism, cum zic eu, analogic, ce vrea Schwab. Adică eram supravegheați, securitate, telefoane ascultate, cu tot. Cred că parcă acum nu suntem. Turnătorie, da, deci eram cu tot. Acum se dorește la un alt nivel, mare de tot, digitalizarea acestei chestii. Și atunci cum intri în digitalizare? Deci Larry Fink a venit și a spus clar, bă, nene, maxim 10 ani, dar maxim 10 ani, tot ce înseamnă proprietate, tot ce înseamnă dețineri și cu tot, vor fi tokenizate. Acum și sigur că termenul pare ciudat, multă lume nu înțelege ce e cu tokenizarea asta. El spune așa, nu numai în sensul că ce deții banii și toți aia care vor fi moneda digitală și acel CBDC, deci care e monedă programabilă, de care tuturor le e frică pentru că ți-o programează, poți să o scoată, să dispară, să expire, să toate astea, deci CBDC-urile. Problema este, și care să treacă prin blockchain-uri, problema este că trebuie să băgăm în blockchain-uri, cum a avut ideea, nu e nouă, ci aparține unui rus, unui... La vremea era un tânăr geniu care a inventat alături de Bitcoin Ethereum, care era, e moneda rusească care e echivalentă lui Bitcoin și a fost premiat de personal de Putin. Dar el a creat pe lângă acest Bitcoin care mergea, care Bitcoin a fost, mă rog, la rândul lui creat de un japonez care nu există, deci nu l-a găsit nimeni. Acest rus, îmi scapă, nu e ceva, Evgeni cu V, nu contează. Deci îl găsește lumea ușor pe Google dacă vreți să caute. Ăsta s-a gândit că băi, mai bine fii atent, deci pe lângă bani, care înseamnă Ethereum, adică moneda, zice să inventăm și un spațiu, Ether, care să fie deținut tot de blockchain-uri, adică tot de asta digitală. Și a zis, trecem prin Ether toate contractele făcute și toate aseturile. Adică, dacă eu fac un contract cu tine, nu știu, de difuzarea unei emisiuni, pe care trebuie să-ți dau lunar, nu știu ce sumă, pe care să o ai, nu știu ce, eu nu trebuie să mă văd cu tine și nu știu ce, facem prin acest Ether, prin sistemul de blockchain care securizează beton acest contract, asta face blockchain-ul, distribuie părți ale digitalizării în mai multe computere care ne aparțin tot nouă, deci în parte pe acest internet prin scripturi tot ca să minimizeze situația de a intra, de a fi hackerit, de a se distruge și a face, deci este principiul de bază al monedei electronice. Ce prin asta securizăm contracte, securizăm proprietăți și case și mobile și firme. A venit rusul cu ideea asta. Și zici și văcut ce a intrat, ce a făcut treaba asta. În sensul că dacă eu vreau să-ți închiriez eu un apartament, eu printr-o chestie pe care o pun acolo în contractul digital, pot să apară că lunar tu îmi dai suma cu tare, cu tare. Că lunar tu ai niște drepturi, niște chestii care vin și se... Și dacă tu nu le respecti cu tot, eu am prin ceea ce fac eu, am de la distanță. De pildă, îți închid ușa la intrare de nu mai intri niciodată sau îți opresc apa, îți fac. Deci sunt chestii care sunt digitale, pe care devin și represive ca să fie. Și atunci toate aceste bunuri ale de tuturor se pot controla de la distanță, se pot contracta, se pot tranzacționa de la distanță. Ca să faci această tranziție și să faci asta, trebuie pe lângă securitatea lor și nu știu ce, adică să le faci acel token, deci care să fie partea electronică și digitală. Lumea cred că mai apropiată înțelege ce era cu tokenul de la bancă. De pildă că nu poți intra să faci o tranzacție la bancă dacă întâi nu ai un token care era cu care îți făcea autentificare, care era clară și prin tokenizarea asta, prin ceea ce emiteai, era sigur și atunci puteai să faci transfer bancar. Și atunci, pe lângă aceste ETF-uri, adică ceea ce face BlackRock, asta face pachetele astea de... pe care le va tokeniza, adică va intra în chestii care sunt, ele sunt și acum semi-tokenizate,
intră niște chestiuni digitale, pentru că tu, de pildă, când investești, nu te duci acolo să te vezi față în față cu ăla. Faci contracte, faci tranzacții, faci alea, primești comisioane, vorbești, transmiți printr-o chestie care este absolut sigură și te reprezintă pe tine. Deci tokenizarea asta arată că, de fapt, tu ești autentic pe net, în zona digitală, și tu autorizezi tranzacții sau ceea ce faci tu. Larry Fink a zis, bă, se tokenizează tot. Închipuiesc că în momentul în care se face tot ce aceste ITF-uri cu NFT-uri, cu tot, devin pachete care sunt toate digitale și care sunt toate construite în blockchain-uri, adică toate sunt securizate și toate merg mai departe prin computerele și puterea de calcul a tuturor cetățenilor planetari, care, repet, fiecare computer execută părți din program, tocmai ca să nu se știe și să nu le poți anticipa, ca să vină cineva să se interpună între părțile de tranzacție. Da. Deci în momentul în care tu faci toată faza asta, implicit transform întreaga planetă, că totul e bunul tuturor, bunul al întregului popor planetar. Adică toți dețin acțiuni la toate aceste coșuri mari prin ITF-uri și toate. Toți la rândul lor fac tranzacții și se duc financiar prin astea de tokenizare, prin asigurare. Toți la rândul lor au o amprentă digitală de proprietate prin NFT-uri. Toți tranzacționează și fac toate, și toate la un loc sunt făcute și tranzacționate prin computerele tuturor. Deci atunci proprietatea în sine, proprietatea mea sau a ta, nu mai e mea și a ta, doar noi stăm în acel bloc sau stăm, pentru că totul e tranzacționat prin părți de proprietate, prin părți de apartament, prin părți de case și alte imobile, prin tot ceea ce este pe piață. Sunt părți care la rândul lor aparțin tuturor și care merg și sunt tranzacționate prin computerele și prin toate astea ale tuturor. Bine, pare SF, lumea nu știu dacă poate înțelege. Sunt foarte mulți care înțeleg, dar zic, nu știu dacă în momentul ăsta foarte mulți lume înțelege treaba asta. Eu am spus-o de-acu treacă, pandemia a fost momentul ca să treacă la o treabă de asta de tip lockdown și digitalizare, ca următoarea etapă a acoperirii proprietăților, deținerilor, valorilor, bunurilor și banilor să fie acoperiți prin puterea de calcul. Pentru că nu mai aveau, în acest joc piramidal ca o bulă, nu mai aveau cu ce să-l acopere, pentru că au terminat cu acoperirea în aur, după a fost acoperirea în aur și în credite, după aia în acoperirea în aia, după a venit în dolar, după a acoperirea în bunurile subsolului și solului și tot așa. Și tot a crescut ca să se umfle masa asta monetară la infinit, până când la un moment dat nu mai avea cu ce decât să zică, bă, ți-o vând aerul. Și atunci au gândit unii și au zis, zice, bă, acoperim toate astea în totul, trimitem în digital și le acoperim în putere de calcul. Numai că nu poți mâine să treci la asta, ca să înțeleagă lumea de ce ni se întâmplă toate astea. Nu poți mâine să treci la asta, de asta planul lor e împărțit în două, agenda 2030, după 2035, după 2040 și până 2050, când se preconizează că are loc trecerea la electric și digital și la lumi virtuale, la tot ce se întâmplă în partea asta, la orașe de 15 minute, tot ce vorbim noi, adică sunt prevăzute în această agendă. Ele sunt prevăzute așa pentru că, în primul rând, lumea trebuie să stea acasă, să-și desfășoare activitatea lângă puterea de calcul. Alea trebuie să fie pornite, să funcționeze și să meargă. Trebuie cineva să le plătească, adică tot noi de fraier le vom plăti curentul și toate astea ca ele să funcționeze. Și doi la mână, trebuie să ajungem pe planetă să avem atâta putere energetică încât tot acest sistem, împreună cu mașini electrice, cu tot, cu computere, cu putere de calcul foarte mare, să poată funcționa. Ceea ce acum n-avem. Și atunci au zis, bă, fii atent, mergem ca experiment în continuare, construim toate astea, mergem pe așa zisul Green Deal, băgăm în cap încălzirea planetei, trecem peste toate astea și avem nevoie de energie verde, ca să ajungem la acoperirea maximă în putere de calcul, adică să mergem spre tokenizare și spre toate celelalte la un loc. Și atunci ce facem cu omenirea? Că ăștia, că se prind, ba se revoltă, ba fac ceva. Păi foarte bine, ținem sub tensiune. Adică le dăm o pandemie, le dăm un război, le dăm criză energetică, le dăm aia, începem un război aici, după aia mutăm dincolo, venim cu aia, facem nu știu cum. Între timp noi facem trilioane, pentru că industria de apărare a întregii planete a făcut în 2024, până la finalul anului se estimează că va ajunge la 2,4 trilioane de dolari. Mamă! Anul trecut au făcut 2,2, e mișto că trec din 0,02 în jos. Cu încă un an înainte au făcut 2 trilioane, deci 2,2, 2,4. Anterior aceste chestiuni, că era și lockdown-ul, au fost doar 0,7, adică puțin pentru industria de apărare globală.
Dar fii atentă. Deci, în 3 ani de când e războiul, s-au făcut 6,6 trilioane de dolari. Atât au câștigat marii boși ai planetei care sunt arondați prin industria de armament, industria farma, industria alimentară, industria de care vrei tu, sunt arondați tot băieților ăstora cu 1% și care au toate fondurile și investițiile și tot prin BlackRock, Vanguard, Strategy, Berkshire, deci toate aceste fonduri, da? Dețin tot. Închipuiți că pe pandemie, deci au făcut 6,6, da? Trilioane, bun, de dolari. În pandemie au făcut cu tot cu vaccinuri vândute, cu izolete, cu consumabile, adică măști monoclonali, toate la un loc, undeva la, între 0,6 și 0,7. Deci închipuiți că asta a fost, hai să punem 0,66 de trilioane, da? Ca să fie 0,66 și acum avem 6,6. Deci realizez că s-a făcut, deci pe 3 ani de pandemie, cu 3 ani de război multiproxy de ăsta, adică făcut când în, cu Rusia, cu Ucraina, când mutat în Israel, când mutat în Africa, pentru că acolo s-a vorbit mai puțin, dar au fost și acolo cu insurgenți, cu tot, cu alte, cu transferuri. Deci au făcut de 10 ori mai mult. De 10 ori mai mult. Deci de, da, ok, au făcut, dar oamenii sunt îngrijorați, Bogdan, că ne au copiii ăștia pe front, că vine războiul peste noi. Uite că acum ajung și la război, că asta am explicat. Deci această tokenizare și cu tot va duce de fapt către neomarxismul planetar, în care ajungem că toți avem, adică viziunea pe care o au globaliștii și pe care de formă economic mondial, care va fi mult mai ușor atunci să instalezi guvern mondial, să ai cu totul la un loc și toată lumea va funcționa, ce zic ei, pe patru mari regiuni, adică pe fostile mari colonii, gen colonia britanică care o să fie nu știu ce, pe zona ce au avut chinezii cu Mongolia, cu toate alea, iar partea spaniolă, că de asta se zice, Spania nu mai intră în această masă comună, ci rolul Spaniei va fi luat de Statele Unite, adică fostele teritorii din ceea ce se vede cu investițiile americane, cu ce decide Columbia, Venezuela, în toate. Bun. Ăsta va fi opozabil, deci așa va fi în acțiune teritorială, dar va fi opozabil între două mari forțe. Forța care e unii Statele Unite, Occidentul, eu te domne, am un lapsus ăsta. Polară, domne, unipolară, așa. De Statele Unite că decide cum ar fi Statele Unite e șeful la toată gașca asta din Occident cu G7. Adică Uniunea Europeană, tot ce sunt, Australia, Canada, Commonwealth. Și zona multipolară, care va fi BRICS-ul, da? BRICS-ul care a pornit inițial de la Brazilia, Rusia, India, Africa de Sud, cred că l-am zis pe toate, nu? Așa? Acum s-a lărgit cu Iranul, cu Arabii, cu tot ce și, și acum în octombrie are loc un alt summit al BRICS-ului care prevede să mai intre 28 de state din zona arabă, din zona asiatică, din Africa și din America de Sud, astfel încât ăștia să intre, sunt două variante, ori să intre toți deodată ca să lărgească BRICS-ul de la început, ori să intre eșalonat prin diverse chestiuni care se vor discuta. Ai văzut că și Turcia cere să intre în BRICS. Bun, și atunci zona asta multipolară definită de BRICS, deci va avea o putere financiară la un dat mai mare opozabil decât puterea financiară al G7 prin el. Deci viitorul lumii nu arată foarte bine pentru noi, pentru cetățeni. Adică arată ca o chestiune în care toți devenim după modelul chinezesc, marxist, bunuri. Noi devenim nu numai bunurile noastre, bunuri ale întregului, dar noi devenim bunuri ale unora. Așa, purtați între proprietăți, lumi virtuale și digitalizare, deci vom avea o amprentă digitală. Practic noi vom exista în online, ca să înțeleagă lumea. De-aia se discută despre Internet of Bodies. Că vei exista tu fizic undeva unde îți faci lockdown-ul, deci e sistemul de tip Matrix, adică nu o să fii cuplată la ca aia din Matrix la nu știu ce pe în cap, nu știu unde și tu ești inconștientă și alimentezi o lume virtuală, ci tu o să fii într-un lockdown, într-un oraș de 15 minute izolat și stat acolo, dar pe de altă parte prin lume virtuale te poți duce în Canada, în Brazilia să le vizitezi, le plătești evident, ca zis la hoteluri unde plătești prin zona asta de monede care sunt virtuale și prin care tu produci bani și aseturi și tot altora, pentru că deja prin NFT-uri ai văzut că în lumile virtuale meta se vând iahturi, proprietăți cu tot. Deci unii investesc în lumile astea virtuale pentru că în viitor vor avea proprietăți în lumile virtuale și cer bani. Când te duci în vizită în Canada, te duci cu ochelari de aia și tu zici că ești chiar în Canada,
Dar tu nu ești, ești în România într-un oraș de 15 minute unde nu te miști și bagi bani la ăștia ca să, să meargă. Deci asta e lumea viitorului pe care eu văd, adică o matricizare de asta în care toți contribuie cu toți și atunci nu mai există nicio formă de protest. Într-o formă în care din start lumea nu mai dorește să mulțească, să se reproducă, să nimic, deci o să aibă un declin demografic. Și atunci spre această lume ne îndreptăm prin războaie, prin criza energetică. Acum o să vină din nou criza alimentară, criza energetică, după alegeri o să fie prăpăd ce o să fie în, în România. Și de asta cred că am explicat de ce instrumentul BlackRock face treaba asta. Ce se întâmplă cu această aberație prin care șterge creierelor mulți cu așa zisa investiție din Ucraina, care investiție unde, mă, în partea rusească, unde investiți voi și banii noștri, adică bani care viate să pierd. Că acum vorbesc repede de război, că lumea se teme de treaba asta, părea mea că nu se ajungă la un război în care să fie ceva nuclear, pentru că înseamnă distrugerea sistemului, distrugerea tuturor, inclusiv a mijloacelor și a ceea ce dorește să facă elita globală. Pentru că s-a spus prin opoziție că elita globală dorește de fapt să decimeze lumea, să facă o resetare maximă și în urma acestui reset să-și pună agenda în funcțiune. Nu se pare că ei au ales calea asta prin care omenirea intră în declin singură, în care cei care rămân sunt controlabili, sunt puși în, în aceste lumi virtuale care le produc doar lor bunăstare și merg mai departe. Deci războiul în sine la nuclear, eu sunt absolut sigur că nu va avea loc. Și chiar dacă va avea loc, va fi atât de târziu că nici mai contează ce spune. Un război nuclear, ăla e clar că nu o să aibă loc. Un război civil. Da, alea da, vor fi din ce în ce mai multe, pentru că această dezvoltare, ca să mențin teroarea cu toți, se face prin ceea ce spuneam eu, război multilocale și multiproxy, dar care să nu fie neapărat simultane, adică să nu, ci începe unul, mai face la pauză, trecem dincolo, investim armament, ceea ce facem în toată zona asta. L-ai văzut pe Zelenski că s-a dus acum, semna, dădea autografe pe bombe, pe rachete, știi? Deci era într-o situație de asta absolut cinică, deci era și foarte mulțumit. Iar în spatele lui erau băieții ăștia din industria apărarea care râdeau toți așa la Zelenski, pentru că Zelenski este actorul principal din treaba asta, care le produce și întreține situația și starea și le aduce bani. Le aduce în primul rând bani de la americani, pentru că americanii au o singură chestie cu care ei sunt întreținuți acolo de la puterea lor, că Statele Unite și autoritățile din Statele Unite au reușit să țină războaiele departe de teritoriul lor american. Adică nu au pe American soil, cum zic ei, deci sunt păzite. Și atunci toate lor s-a băgat în cap că Statele Unite de fapt sunt mesageri ai păcii și că ei întrețin războaie pacifiste, dacă îți poți imagina, și că le fac în așa fel încât să le țină departe aceste focare de teritoriul Statelor Unite și că ei trebuie să ducă să-i nenorocească pe aia în fașă, ca aia să n-ajungă mari ca să vină în Statele Unite. Cam asta e teoria. Și atunci le explica americanilor că bă, noi de-aia dăm sume de astea importante, miliarde, zeci de miliarde, de-aia le dăm peste tot, că e ca o taxă de protecție. Adică noi ne armăm foarte puternic ca alții să se bată în locul nostru, ca aia să nu ajungă la noi pe teritoriu. Cam asta e. Și atunci americanii, care se ținu și acum, cu inflație, cu nenorociri, cu migrație, cu chestiuni legate de alimentație, de, ai văzut, unii sunt îndobitociți cu droguri, droguri zombi, droguri criminale, deci cu toate alea. Pentru aia care mai mișcă și mai gândesc, sunt ținuți din două motive. Odată să stea tot timpul cu teama că vine dușmanul și ajunge pe teritoriul Statelor Unite. Și a doua chestiune, ca nu cumva acolo în Statele Unite să înceapă un război civil, fiind foarte mult armament la populație, deci sunt 200 și ceva de milioane de arme, deci foarte multe arme de asalt. Deci gândește-te că nu e de-aia că ieșim noi în stradă în România cu cuțitele din bucătărie, cu topoarele și cu nu știu. Ăia sunt cu arme de asalt, deci pe stradă. Dacă trimiți armata împotriva lor, nici nu știu ce este, pentru că e o armată împotriva propriului popor, ea pot fraterniza, adică e o chestie care scapă de control. De acolo se întrețin mereu astea cu s-a dus ăla la școală, i-a împușcat pe aia, a făcut nu știu ce, tocmai că vor neapărat să scoată armele de asalt, să scoată armamentul greu de la populație. Pentru că și revolta în sine, ca să fie eficientă, că asta e altă problemă pe care au înțeles-o globaliștii, ea nu e eficientă local. Pentru că noi am ajuns la un stadiu în care revolta aia, ai văzut, au ieșit la Paris în pandemie cu milioanele, au ieșit în nu știu unde pe stradă, nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic. S-au bătut aia, deci nicio treabă, tot ca aia a fost.
Eu am înțeles o chestie, domnule. Singura forță care ne mai dă pe noi jos afară și mai oprește acest proiect este dacă se globalizează revolta. Adică dacă focarele astea de revoltă se duc în toată lumea. Deci dacă lumea iese în stradă peste tot, în întreaga lume, închipă să iasă 1 miliard de oameni, nu mai vorbim de 2-3 milioane, cum a fost maxim pe aia. 1 miliard și ceva de oameni. Deci optime din populație să fie pe străzi în principalele centre de putere, da? Ale lumii. Atunci este evident că îi termină, îi sparge, îi nenorocește. Și atunci, ca să nu poată să existe o revoltă globală, trebuie să faci ceea ce făcea Romanul, adică divide impera. Și atunci împarți astea în zone multiproxy, în zone de conflict, în zone de criză, în zone în care trebuie să vii să intervii. Și atunci acolo dai o criză energetică, din coace o criză de combustibil. Aia pe partea alaltă îi le lasă înflorească puțin, dar le bagi un virus. După aia vii pe partea asta alaltă și le treci în alimentație, în chestiuni legate de apă, legate de secetă. Și contribui la toate, știu, se va zice că e teoria conspirației, contribui la toate cu ce poți, inclusiv cu arma meteorologică, să fie secetă, să nu fie, să vii acolo, să nu se facă mâncare, ca să intre în criză și să vină și să facă import-export, ca să vină peste partea de agricultură. Deci, în momentul de față, lumea este condusă și este geoinginerizată de niște băieți și niște entități, iar lumea, în principiu, nu-și dă seama. Adică, lumea stă la mol, la aia, merge, e cu bani, face bani la negru, nu-i face, îi învârte. Dar, în agenda asta care e practic decisă, și după cum merg lucrurile și sunt controlate, pentru că să știi că lucrurile sunt controlate de toate marile putere, că se înțeleg că ăștia își fac o agenda, dar aia de la BRICS sunt altfel. Sau ăia sunt apărătorii lumii. Deci zic că nu, domne, noi, pe bune, adică noi le dăm la ăștia libertate. Dar păi uite-te în China, ce libertate e în China? Deci, sau uite-te în India, unde au ajuns aia cu... Uită-te în regimurile de dictatură din Africa și din ce? Care libertate? Deci acolo e o înțelegere între fostele mari clanuri antice de pe vremuri, deci marile case care existau din marile familii. Lumea trebuie să înțeleagă că încă din antichitate unii erau mai șmecheri și mai în forță și au deținut puterea. Și puneau pe aia la treabă. Ăștia s-au perpetuat în marile familii și odată cu creșterea populației au devenit șef de trib, după aia regi, domnitori, după aia au deținut bănci, au deținut finanțele, au deținut puterea. Deci cum poți să-ți închipui că în decursul timpului au venit niște băieți care au zis: nu mă, noi suntem democrație, adică noi fii atent. Deci noi vrem pe bune să fie lumea fericită. De fapt ăștia care au condus lumea din antichitate până acum sunt un pic de extraterestri, au ceva sânge extraterestru. Deci sunt multe teorie care apar, nu le-am zis numai noi, că sunt unele care apar, în ce sens? Sunt cu sângele extraterestru. Deci apar anumite chestii particulare în grupe sanguine, în anumite, nu noi le-am zis, ci nici de cercetători, la care nu au explicații. Și zic, domne, ca și cum la un moment dat, într-o intervenție în timp, a venit cineva și a modificat ceva din treaba asta. Vis-a-vis de ADN. Domne, deci ADN-ul, nu știu cum, zice o mare parte, 80% din ADN, la unii spun că 90% zice e junk ADN, adică un fel de ADN care s-a păstrat din evoluție și care nu mai folosește la nimic și care are alte chestiuni. Și că la un moment dat doar o parte și ca și cum există niște chestiuni în ADN care apar și sunt inexplicabile, ca și cum la un moment dat în timp, și ele fixează în timp, s-a intervenit asupra lor. Și atunci, din toate chestiunile astea pe care le vrei puse la cap la cap, nu direct prin lucrări oficiale, că deocamdată oficial, știi cum e, dacă n-ai nicio probă directă, nu poți să o spui, dar prin oameni de știință care apar în podcasturi, apar în discuții de tipul ăsta și care nu sunt interesați de senzațional și nici de teoria conspirației, spun că da, este posibil ca această intervenție care să se fi făcut de-a lungul istoriei, legată de sânge, de ADN, de multe alte chestiuni de tipul ăsta, să fi fost făcute de o intervenție extraterestră. Și există foarte multe teorii, nu le reau, de la teoria sumerienilor cu Anunnaki, care a fost prima intervenție, cu tot ce se întâmplă și cum se duc și care se regăsesc în epopea lui Gilgamesh, se regăsesc în tablițele sumeriene, până la Biblie, până la toate alea, la un loc, și care sunt și certifică niște intervenții extraterestre. Mai mult spun că din acești extraterestri, când au conceput și au modificat genetic oamenii și au ales la rândul lor niște personaje cu
care la rândul lor au interferat cu rasa umană, adică au devenit un fel de semi-zei, că oamenii considerau zei, poți să-ți dai seama dacă tehnologia pe care o aveau, și în care în descriere biblice sunt alte tăblițe, vezi că sunt de fapt aparate de zbor, chestii de genul ăsta, și zei că dețin niște puteri de tip tehnologic la momentul ăla. Alții spun că nu sunt deloc extraterestri, că e vorba de o altă civilizație străveche care s-a retras spre centrul Pământului. Deci sunt foarte multe teorii legate de treaba asta. Noi nu știm niciodată, nu știm în momentul ăsta, nu dacă e una reală sau care ar fi aia clară. Deci suntem la nivelul de supoziții bazate pe documente de tip scriere antice, desene, relatări din gură în gură. Deci ce mai găsesc ăștia sub pământ, ce dezgroapă, ce mai cercetează în genomul uman și în alte locuri de tipul acesta, și ajung la concluzia că acești semizei, deci cei care au interferat cu rasa umană, s-au propagat pe o linie și pe mai multe linii planetare. Și că ăștia sunt aia aleșii care au deținut puterea și care, după unii, ar comunica în continuare cu zeii, sau dacă nu pe alții, că s-au retras ei și că au rămas ăștia în timp, și că ăștia sunt meniți să conducă lumea și să o însclavizeze până la noua venire a zeilor, da? Care să fie chestiune dacă... Între timp se ocupă Elon Musk de Neuralink și s-ar putea să nu mai vină nimeni. Da, da. Un articol l-am postat mai devreme. Cei interesați pot intra pe Ziua News să vadă despre ce e vorba cu Elon Musk și Neuralink, dar pe scurt te rog să ne spui și despre... Pe scurt, poate pe scurt, și eu care sunt amator de ceva, îmi place să văd. Deci, mai mulți internauți au făcut o descoperire care altfel sigur ar fi fost la modul și altele sau uite a faptului divers, dar în acest context are o conotație deosebită. Adică i-au luat cuvântul, numele, brandul firmei lui Elon Musk, despre care eu despre Elon Musk n-am așa o mare încredere, deci el nu poate fi apărătorul drepturilor și libertăților și nu știu ce, când tu ești primul care te duci în transumanism și în alte chestiuni și care aplici de fapt ceea ce spune Forumul Economic Mondial și toată agenda asta verde. Deci practic Elon Musk nu e în afara agendei lor, doar că spune mereu că el vrea și libertatea cuvântului și a oamenilor, ceea ce nu e greu să o spui, nu e nicio problemă. Pe de altă parte, n-am această încredere, pentru că dacă Elon Musk ar fi el singurul luptător împotriva tuturor șmecherilor ăsta care dețin mii și mii de trilioane, pentru că sunt o avere la care... Păi închipuiesc că cel puțin iau averea a datoriei planetei. Da? Deci datoria planetei în momentul de față are 126 de trilioane de dolari, dintre care 37 de mii moroles le are Statele Unite. Da? Deci, sigur că te întreb cum e cu datoria asta, că de unde, adică suntem datori la cine, la extraterestri, la cine? Să știi că dacă te-ai după teoria spusă anterior cu Marile Familii, da, ești dator la extraterestri. Dar ăștia dețin, ca să-ți dai seama, cam ordinul ăsta de mărime planetar. Deci 126 de trilioane de dolari. Sunt băieții ăștia care vin din, care ne dictează nouă cum trebuie să fie lumea. Și atunci închipuiesc că dacă Elon Musk era pe bune, deci să lupta cu ăștia, păi nenoroceau, domne, nenoroceau, nu că le eliminau fizic, că îl împușcau. Nu, domne, nenoroceau financiar, deci ăsta mai făcea în vecii vecilor, în mama lui nu mai făcea 500 de miliarde de dolari. Tu îți dai seama ce înseamnă tu să te bați, chiar dacă ajungi la 500 de miliarde de dolari. Ajungi la 500 de miliarde de dolari și te bați cu mine și încă 10 băieți care avem 126 de trilioane. Păi ia zi tu, Adriana, cam în cât timp te distrugem? Dacă tu... 3 secunde. Așa. Bun, deci eu n-am încredere în băiatul ăsta. Așa. Și atunci au venit niște internauți și au luat pe bune numele Neuralink. Și a zis, domnule, Neuralink vine din grecescu neuron, care înseamnă nerv, adică sau neuron în sine, după aia s-a transformat, că la vremea grecii nu știau de neuron, dar aveau noțiuni de nerv, că îi durea mâna, că nervi, că nu știu ce, deci neuro. Și link, care vine tot din grecește și care înseamnă comunicare. Deci cum ar fi o comunicare între nervi, deci ar fi Neuralink. Problema e că și grecii, alfabetul grecesc ca și cel ebraic, acordă pentru fiecare literă câte o valoare numerică. Deci diferită, evident, între greci și cel ebraic. Și atunci ăștia au luat așa, au zis, bă, via de luăm Neuralink,
cum e el, și acordăm valorile numerice. Și a dat lui N 50, lui E 30 sau nu știu câte, nu știu pe din afară. Mai țin minte, nu știu, K-ul avea 20, A-ul că e prima are 1, mă rog, niște valori de astea. Și a dat valori. Și au adunat toate aceste numere și a ieșit 666. Și au zis, iată vă ce chestie, zice, uite, ăsta Neuralink al lui Elon Musk, dacă îi adun toate astea valorile numerice cu caracterele grecești, să ne înțelegem, deci nu cele europene, zice, iese 666. Sigur că acum multe numere în decursul istoriei aveau și ajungeau la 666. De pildă, Papa, pe cele trei coloane, cum ar fi, sau pe asta, deci apar la un moment dat, este scris Vicarius Filii Dei, adică e înlocuitorul Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce iar e o tâmpenie, pentru că noi ortodoxi considerăm că Fiul Dumnezeu e viu, e alături de Tatăl Ceresc și că e... El nu are nevoie de înlocuitor pe pământ, că lumea îi se luagă lui direct și catolicii au treaba asta, zice, Papa e înlocuitorul lui, și de-aia zice, Vicarius Filii Dei. E, dacă ești acest Filii Dei și îi dai ceea ce înseamnă pe literele romane, le dai cum e cer, ce e 100, ăsta lui 50, X-ul 10, 1, deci dacă le transform pe astea, adică le pui V, I, le dai la fiecare, le adun, iar îți dau 666. Deci chiar Papa are în această emblemă pe care o are pe frunte, Vicarius Filii Dei, l-are pe 666. Nero, care era împăratul roman și care Nero Cezar, dacă intri în toate astea, îți dă din nou 666 și care au primat pe creștini, a avut o chestie, a avut cu alea asediu de la pe toate cetățile, pe toți, i-a băgat în gropile cu lei, deci a fost ceva apocaliptic. Deci iar avea cu 666. Deci foarte mulți aveau în istorie treaba asta cu 6. Nu era o mirare, ci puteai să o iei ca fapt divers. Devine foarte interesant că de ce? Se ocupă chiar de zona creierului, adică practic Neuralink își propune să încipuiască lumea în creier, adică să bage chipuri electronice în creier. Elon Musk a zis că în câțiva ani după reușită, deci pentru cine nu știe, Neuralink e la a doua operație pe creier în care bagă al doilea chip unui om, după ce au l-a băgat pe primul, a avut un succes de 2-3 luni, din câte țin eu minte, mă rog, pacientul a decedat. Ei spun că e legat de cercetare și că de îmbunătățirea stărilor de sănătate și toate lucrurile astea. Numai că acest chip, care zice Elon Musk că după ce va fi o reușită, vor dori cu sutele de oameni să și-l pună, după aia în 3-4 ani vor fi cu miile și până în anul 2050 vor fi cu milioanele, deci spune Elon Musk, nu în 10 ani, vor fi cu milioanele, deci până în 2035 aproximativ. Nu numai că el face legătura neuronală cu acest chip și care poate să aibă și chestiuni benefice legate de sănătate, de că vor reda sau vor aduce cogniție superioară, vor reda mișcări, chestii paralizațiilor, multe alte chestiuni de tipul ăsta, el practic te leagă, te digitalizează și te leagă prin Wi-Fi și tehnologia care acum e în epoca de piatra încipuirii creierului, va conduce odată cu arhitectura digitală, neuronală, cu legăturile dintre ele, încât omul să aibă un procesor electronic digital și să fie legat la un internet, care un internet devine global și coordonat de o inteligență artificială supremă pe care se numesc asemenea fiare apocaliptice, deci fiara, acest instrument care ea va conduce la un moment dat omenirea și care toată lumea va fi zombie legată la acest chip. Da? Știi, că sigur sună foarte nasol ceva cum arăt, te-ai tâmpit, e teoria conspirației, e tot. Foarte bine, m-am tâmpit eu, e teoria conspirației. Ăștia care sunt tineri acum și au 16 ani și mă ascultă, dacă mă ascultă, ăștia n-au dreptate, zice că o să fie, da. Ei poate spun că e cool, adică e mișto, sunt legat la net, intru în lume virtuale pe loc. Nu chiar așa, deci, nu mai am nevoie. Știi, o să zic că nu mai am nevoie virtual pentru că intru direct cu creierul. E, problema care? Deci în Biblie, dacă nu apare asta că e legată exact de creier și de tot de ăsta, spune foarte clar în Apocalipsă în 13, capitolul 13,
cu 1, că chiar azi, rețin că am citat azi din Biblie, explică foarte clar acolo că fiara asta apocaliptică îi face pe și pe cei mari și pe cei mici să se închine, să nu știu ce, și că vor avea semnul, da, care va fi pe mână sau pe frunte sau pe cap, da? Până acum la partea pe mână se realizează, pentru că prin codul de bare au demonstrat o mulți, nu eu, comaroni, toate aceste chestii din codul de bare sunt prinse între două linii mai lungi, două linii mai lungi, două linii mai lungi și la mijloc au alte linii de cod. Cele mai lungi înseamnă 6. Deci cele două linii egale paralele înseamnă 6 în codul de bare. Deci tot acest cod prin care te duci la supermarket, prin tot, are 666, da? Prin acest cod te duci și, deci se întâmplă deja ceea ce a spus Biblia, că nimeni nu va mai putea să vândă sau să cumpere decât dacă are semnul, adică codul ăsta de bare, da. Și un are la mână, că te duci cu el în mână, deocamdată plătești cu ele sau le ții în mână, sau te duci cu telefonul, sau te duci cu ceasul, deci la mână, inclusiv codul QR, cele pătratele alea care e cu pătrat în pătrat cu tot, deci care la rândul lor cele trei din colțuri îți le arată pe acel 666. Deci partea de profeție cu la mână se întâmplase, se îndeplinise. Acum nu era îndeplinită aia cu fruntea și mulți și-au stai bă, ce o să fie cretin, umblă cu codul de bară pe frunte așa și îl pun sau nu știu ce. Și mulți râdeau, zice, na, acum. E, prin treaba asta lui Elon Musk, practic vei umbla cu semnul pe cap. Deci vei fi cu semnul și cu semnul vei fi legat la net, vei face comenzi online cu gândul, pentru că explică de ce tehnologia va fi atât de mare. Închipuiesc cum ar fi că îți spuneam ție în 1996, dragă Adriana, când făceam noi primele emisiuni de televiziune, Adriana, fii atent, telefonul ăsta mobil pe care tu abia ți l-ai cumpărat, abia apăruse în România, fii atentă cum va ajunge în 2024. Și să zicem că eu scoteam din buzunar telefonul meu de astăzi, da? Dar nu știi că vorbeam atunci că o să avem telefoane cu, sau niște aparate cu care o să ne vedem unii pe alții și părea incredibil. Da, părea și după incredibil aia, după 2001-2002 ziceam, când încă nu intrau, zici, îți dai seama cum o fi asta când intri pe internet de acasă. Și... deci, pentru cine crede că o tehnologie de tipul ăsta nu va evolua în 20 de ani la un nivel și la un salt cum a ajuns cu telefoanele mobile, se înșală. Deci, în momentul ăla, ție ți se va explica că tu prin încipuire, prin tot, domne, îți faci comenzi acasă direct cu gândul. Te duci, intri în lumi virtuale și te uiți la imagine și la filme din cap. Da? Deci nu trebuie să te mai uiți pe laptop, pe tablet. Eu cu Adriana discutăm deja în lumi virtuale și nu că suntem eu acum aici și acolo. Suntem la un studio virtual, în față, în față, cu o masă, cu bem apă, vorbim, nu știu cum. Deci chestiunea astea nu sunt atât de îndepărtate precum par. Și mai ales, țin din nou de treaba asta, că nimeni nu va putea să vândă sau să cumpere. Iată, chestii online, proprietăți, tot ce va fi în astea, în tokenizare mai ales, pentru că tu devii un asset, un token în sine prin această conexiune. Că de-aia e bine că se leagă cu ce am început să vorbim, decât dacă ai semnul. Da? Și acum ce spunea Biblia mai departe referitor la semn? Da? Și zice că cine are pricepere să deslușească. Și spune... căci este un număr de om. De ce e număr de om? Și spun după ce spun. Deci că este un număr de om și este că este numărul, aici e fabulos, zice, este numărul numelui fiarei. Păi Neuralink este numărul 666 al numelui Neuralink, da, care poate fi... iar asta zicem sau nu? Da, ai dreptate ce zici, de ce. Deci devine fabulos și atâta mai adaug că lumea nu a înțeles de ce întotdeauna se zice că 666 este numărul de om. Da. Pentru că 6 este numărul omului. De ce este 6 numărul omului? Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om în a 6-a zi și da, în a 7-a s-a odihnit. Și atunci, conform tradiției, că orice merge în treime, adică Dumnezeu e treime, totul merge în treime, 777 e considerat un număr norocos, că când Dumnezeu s-a odihnit și lumea tot ce a făcut. 555 e un număr care e sub cel omenesc, în ziua în care a făcut Dumnezeu și anterior omul, a fost cu lupta din ceruri, cu îngerii căzuți și se consideră că e un număr nenorocos și că îi aparține diavolului la rândul lui sau unei lucrări de tip satanic. 666 este un număr de om, reprezintă cei trei de șasea treimii umane. Și atunci de-aia în Biblie zice, când spune că cine are pricepere să dezlușească că este un număr de om și numărul este 666 și reprezintă
numărul numelui fiare. Deci de-aia a devenit dezvăluirea în state cu că noi încă mergem la WC în fundul grădinii. Păi da, dar dumneavoastră mergeți la WC-ul, dar ăștia mai mari lumii pregătesc. Nu-i nimic, dar atunci când o să aibă un chip în cap, o să meargă la un WC virtual care poate fi de aur. Corect. Da. Pe scurt, că ne apropiem de final, politica din România, că se tot vorbește despre turul 2 al prezidențialelor și de faptul că, dacă ce a scris Gușă face sens, de faptul că Ciolacul ar vrea în turul 2 pe Simion și pe nimeni altcineva, că n-ar face față cu nimeni altcineva. Și vreau să te întreb ce crezi tu despre aceste alegeri. Mie mi se pare că e o tăcere suspectă, în afară de casele lui Iohannis, ceea ce știam de mult, nu e nimic nou, nu apare nimic, e tot așa, parcă e o campanie, campanie moartă. Să zic repede așa, faza mea cu Iohannis la ce s-a întâmplat până acum e următoarea. Că Iohannis a bătut la toate porțile alea mari, a vrut să fie la NATO, s-a propus singur. Păi a vrut să fie ASA, i s-a promis comisar la apărare, i s-au propus comisar la extindere, i s-au propus tot felul de funcții de-astea mai mari, în care el zicea că o să ajungă acolo și tot așa o să plimbe cu avionul și cu tot, că nu o să-l bage nimeni pe chestii de execuție grave. Numai că la un moment dat este evident că toți ăștia șmecherii, birocrații planetei, că acum vorbim de birocrați, nu de aia din spate, au zis, stai bă, că nu putem să băgăm pe ăsta în sistem la noi, că ăsta e lene și e puturos, nu știe să vorbească, toacă banii cu avionul, e, nu știu. Și a zis, nu putem să-l băgăm în sistem. Și atunci ce facem cu el? Păi să-l dăm la români, să-l bage în sistemul lor. De ce vrea Iohannis să fie în sistem? Ca să aibă această imunitate, deci vis-a-vis de toate cercetările penale, pentru că apar chestiuni legate de fals și uz de fals în proprietăți, în case, nu intru aici în detalii. Sunt scrise, sunt pe internet. Cine vrea să... deja Iohannis în Matrix. Da, el deci într-un Matrix al lui. De mult. Problema mai alta, pentru că Iohannis a fost un executant perfect, lui s-a promis la un moment dat și el de-aia bătea câmpii cu apărarea, cu Ucraina, cu încălzirea globului, cu tot, deci el deja era într-un rol de stat. Lui s-a promis astea de ce? Pentru că Iohannis, pe lângă banii pe care i-a făcut, este evident că vom afla ce sume a făcut Iohannis în acest interval, a fost executantul perfect al globalismului, a participat la discuții cu mai mari, să știi. Deci era și el în spatele ușilor închise. Era cu șmecherii, cu aia care conduceau temporar, netemporar, cu aia care veneau de ordine. Care... Și a zis, bă, Iohannis e un deținător de cel puțin secrete sau lucruri importante. Și atunci, conform înțelegerii, trebuie să avem grijă de el, să-l punem undeva, să aibă imunitate, să fie în regulă. Și au zis, bă, noi în sistem nu-l vrem, să-l ia românii. Și atunci au venit și au spus fiecare pe partea lor, pentru că Ciucă răspunde foarte bine la comenzile partenerului strategic american, în vreme ce Ciolacu răspunde extrem de bine de la Bruxelles. Și de data asta și americanii și cu aia în prima etapă s-au pus de acord că da, bă, hai să scăpăm de asta și să-l preia ăștia, pentru că fii atent, altfel este ilogic. Este exact ca la faza cu reconstrucția Ucrainei. Deci de ce să-i apuce brusc pe toți liberalii să delireze și să se isterizeze ca să-l apere pe Iohannis să devină senator? Că Iohannis, te spui întrebarea, dar de ce are Iohannis atât de multă putere? Că el e la final de mandat, nu mai poate avea altul, nu e nici șeful PNL, nu e nici măcar la asta, teoretic nu poate candida nici la Senat, nu poate candida nicăieri. Și atunci îți spui întrebarea, bă, dar de ce tremură chiloții pe Ciucă și pe toți ceilalți de la PNL că vrea Iohannis să fie senator? Păi nu tremură că vrea Iohannis, tremură pentru că vine ăla de afară, de care Ciucă depinde. Și a spus, pentru că în colonia România și Ciucă și Ciolacu și Iohannis și toți depind de aia de afară. Aia ne dau ordine. Suntem o colonie clară. Și au venit aia de afară, bă, Ciucă, fii atent. Îi faceți lege cu ea, să ajungă președintele senatului să fie al treilea om în România, să nu mai bată pe noi la cap că vrea funcții pe afară. Și Ciucă a zis, gata, și primei, vă facem asta. Și l-a pus pe Fenechiu, ia fă nene, proiect de lege. În prima etapă a venit și de la partenerul de la Bruxelles. Și da, mă, e bine cu Iohannis, că altfel ne bătea la cap. Vrea pe la apărare, vrea la aia, vrea la extindere, la nu știu ce, și ne cam încurca Iohannis pe aici. Mai ales că Ursula îi promisese la summitul lor aici că îl face și că ea creează comisia de apărare, unde a dat să înțeleagă ce mai degrabă va fi Iohannis sau dacă nu, la extindere sau relația cu Ucraina. Și nu s-a întâmplat așa, pentru că interesele partenerului strategic ăla conduce și Uniunea Europeană au fost că să vină lituanianul ăla la apărare, aia cu extinderea să fie dată și Iohannis a rămas pe afară. Și ca să-l facem pe fericit pe
om și să nu vorbească, să clămpăne ce a făcut, îl putem ține în șac prin două chestii. Odată că am dat bani și am umflat conturile și doi, pentru că îl facem și îl imunizăm, să nu ajungă nici alții la el să-l cerceteze, că poate atât de fraier că începe să vorbește. Și atunci au zis, gata, Iohannis. Între timp, Ciolacul cu ăștia au zis, stai bă frate, că nu e cu Iohannis ăsta ce, adică, pentru că noi dacă mergem pe mâna lui Iohannis și facem legea asta, noi ne prăbușim în sondaje și nu mai intrăm în turul 2. Nu mai intrăm în turul 2, pentru că ne prăbușim, o să vină toți suveraniștii cu toți ăia la un loc, o să ne toace pe treaba asta cu loc, cu Iohannis, cu globalism, cu tot, cu tot, încât noi ne prăbușim cu Ciolacul de gât. Și a zis atunci așa, îți dai seama că s-a luat de la Bruxelles domnul Ciolacu și a zis, bă, nu se poate. Ăștia la Bruxelles consulat zice, da mă, ia drații, țuipă, să fie nu știu ce și la revedere, pa. Când au venit pe la revedere, pa, a început războiul, ăștia de la PNL n-au încotro și se prăbușesc cu Iohannis de gât. Iar Ciolacu încearcă să facă mai departe jocul pe altă legătură cu partenerul strategic, prin care să-l aducă pe Joana la putere, pentru că înțelegerea e clară, adică dacă nu vine Joana și produce un ceva care să termine lumea, deci nu aia doar că i-a urat sănătatea regelui, Joana e prevăzut să fie pentru această zonă de Europa, la granița războiului cu Ucraina, pentru o poziție importantă pe care o are strategic, partenerul strategic aici, Joana este ideal cu Ciolacul premier. Când au realizat ea de la PNL că sunt folosiți la două capete, adică tu de acolo vină și fă-i doar jocul lui Iohannis, dar voi vă trecem pe linie moartă, au explodat. Deci asta e ca am explicat ca să înțeleagă toată lumea în ce situație ne aflăm în momentul de față și cum trebuie trase sforile ca să se ajungă să întâmple ce s-a făcut la locale cu acel joc penibil în care au făcut în așa fel încât să iasă Nicușor Dan, pentru că așa a cerut partenerul strategic. Și acum vedem că există și forțe care se opun astea. Adică Nicușor Dan e acum ținut în treaba cu anii cu incompatibilitatea și să vedem peste două săptămâni sentința. Ăsta e Iohannis. Ține păciucă, știi că a da, da, da. Ăsta Iohannis a ieșit și a făcut scandal și atunci am tras o sentință rapidă să-l calmăm. Da. Dar deocamdată nu executăm, că sunt probleme și se va executa când se termină prima executare cu tot. Dar Iohannis a înțeles că a ieșit imediat la unul și a zis că el nu vrea lege pentru el. Așa, deci suntem deocamdată într-un joc care se face, a ajuns la vedere. Nu știu dacă lumea chiar îl înțelege direct așa când îl vede, dar noi ca jurnaliști îl vedem pe față. Adică e ca și cum se poartă pe o scenă de teatru și pe care o... Exact. Păi asta vreau să le explicăm oamenilor. Bun. Și rămâne Ciolacu, da? Cu turul 2. Ciolacu intră în turul 2. Întrebarea e... Ciolacu vrea să intre cu Joan. El trage și spune ce. Nu cumva vrea deci... să intre cu Simion? Da, da. Păi da, m-ai întrebat care e părerea mea. Deci ei joacă acum exact ca la locale. La locale, dacă ei mergeau cumulat cu cel mai bine în momentul ăla cotat candidat cu firea, adică cât avea ea, că unul erau pe firea, unul erau ușe, ei câștigau. Deci era clar. Ori tot jocul ăla penibil, cu nu mergem, după aia cu piedone, ne luptăm, firea nu și o băgăm pe firea la calende, că nu știu ce și pe aia mergem fiecare separat, cum ar fi, a prăbușit tot acest sistem ca să câștige Nicușor Dan, că așa a vrut partenerul strategic. Și reamintesc celor care ne ascultă că o lună înainte de campania de europarlamentare și locale, o firmă așa, un fel de think tank ăsta american, care se ocupa chipurile brusc așa de situația din România și în care sunt arondați niște șefi și interpuși și din ăștia din zona CIA, din alte chestii politice și alte oculte gen Aspen Institute și alte tipuri de genul ăsta, au venit și au spus că, domnule, după cum au sondat ei situația din România, președintele ar fi, va ieși Joană, că așa îl vrea poporul, premier va fi Ciolacu, Nicușor Dan va fi la capitală și Clotilde Arman va ieși la sectorul 1. Că asta a fost mirarea, adică de ce frământaie plus doar sectorul 1? Bun. Partea cu Clotilde n-a ieșit pentru că între timp a venit SRI-ul, care și-l-a globalizat cu CIA, FBI, cu toate astea și a zis, bă nene, stai un pic, aia e agent de influență francez, alte chestiuni. Și atunci, ca să fiți voi parteneri strategic liniștiți, vă punem unul de la SRI, mă. Punem Pătuță, care a fost consilierul șeful de cabinet al Helvig, și atunci suntem liniștiți. Bun, și dar dacă partenerul strategic, stai un pic, și nu vrea păgioară. Stai un pic, și cu Clotilde ce faci? Păi pe Clotilde o punem la Senat, să ajungă la Senat.
Și dacă ajunge la Senat, nu știu, poate o facem președinta Senatului pe Clotilde. O facem a treia, adică vrerea partenerului strage. Bun, și acum vine faza următoare. Eu de la începutul campaniei astea, că este nemult în campanie pentru prezidențiale și parlamentare, am văzut același algoritm, pentru că logic era așa. Zici, bă, fii atent, vrei să câștigăm noi coaliția? Adică, în primul rând, nu ne certăm. Da? Deci avem bani de împărțit, primari, PNRR-uri, fonduri, bă, avem la bani pe mână de așa. Deci nu ne certăm. Doi, ce facem? Executăm ce ni se cere de afară, ca știm să facem. Deci suntem executanți. Și ca să câștigăm unul din noi, îl punem pe ăla mai bine cotat dintre noi și susținut de întreaga coaliție. Și câștigăm. Și câștigau sigur. Deci să zicem că lua pe Ciolacu, că e mai bine, era susținut și de PNL, de tot, de tot primarii, de tot, de tot, de tot. Deci Ciolacu câștiga. Nu, ce fac ei? Nu, domne, mergem fiecare separat, ne certăm de necăcăm pe noi, deci facem un scandal monstru să ne pierdem asta. Ne punem imaginea de Iohannis, de toți, adică să cădem cât se poate în sondaj. Între timp, Joana merge pe culoarul lui, lăsat în pace de toată lumea. Și atunci, o nenorocim pe Șoșoacă, că îl băgăm pe Terhe și contracandidat să ia de acolo din voturi, că n-avea. Îi scădem lui Simion ce se poate scăde acolo, cotă cu tot. Și atunci, din acest joc, va rezulta că Joana, adică favoritul partenerului strategic, intră în turul 2 cu Ciolacu. Și atunci, în fața acestei chestiuni, din toate partidele, cu toți se duc voturi evident mai multe către Joana decât către Ciolacu, care are doar sprijinul nucleului dur al PSD și câțiva din afară. Și atunci, acum vrea partenerul strategic, plus ce se poate fura la vot, pentru că am arătat că cu Nicușor Dan am furat 13% din sondaj, ajung la 48%. Eu vă spun că e o chestie absolut aberant să-ți închipui că din bucureștenii cu drept de vot care s-au prezentat la vot, unul din doi l-au ales pe Nicușor Dan, adică la care fără apă caldă, fără nimic, în care zici că e după bombardament. Deci unul din doi care s-a prezentat la vot l-a ales pe Nicușor Dan. Deci e clar că am furt masiv. Și atunci, la acest scenariu vom asista și la prezidențiale, inclusiv cu furtul de rigoare. Și atunci, ca să nu pară furtul atât de mare, că de-aia a fost și la Nicușor cum s-a camuflat, atunci facem tot acest scandal în coaliție, în tot, îi distrugem, îi spargem, îi nenorocim și noi de fapt ajungem la ceea ce ne dorim, adică Joana, pe care avem nevoie de el, e omul de la Aspen Institute, omul nostru, l-am pus la NATO, e cu tot, a avut un traseu extraordinar, el e președinte României la granița cu războiul, partenerul de fapt al lui Zelenski, înarmăm pe aici, aducem avioane, luăm bani, luăm tot ce facem cu treaba asta, l-avem pe Nicușor cu toate contractele și cu tot ce înseamnă cu masiv pe București. Că dacă deții o țară, trebuie să deții capitala. Ca să înțeleagă lumea de ce are nevoie de Nicușor Dan. După care zice, și Ciolacu ăsta e băia bombă, frate. Zice, trebuie să lăsăm ceva și la Bruxelles. Și atunci lăsăm pe Ciolacu cu premier, că e perfect. N-am înțeles bine cu el. L-am chemat de două ori până în America, pe aici a fost bine. E în regulă. Și atunci, Adriana, dragă, deci se mai chinuim. Deci vezi în toată treaba asta, pentru noi, eu ți-am zis, îi decriptez, te uiți ca la scena de teatru care se desfășoară această acțiune. Zic cu oamenii de pe chat că Șoșoacă e cea mai competentă pentru prezidențiale. Băi, Șoșoacă spune lucruri adevărate. Ea spune ca noi, ca oameni. Înțelegi? De-aia lumea. Felul în care le spune mie nu e foarte drag și nu e, adică le poți spune și cu totul altfel și poți să înțelegi că după atâția ani rolul ăsta e de a amazoană și de a face război. Da, asta mergea la Vadim. Vadim trebuia să se urle, să fie atent, să-i înjure pe toți. Acum poți să vii și să explici oamenilor care sunt nemulțumiți, nu mai trebuie să urli să faci tot. Lumea e nemulțumită. Lumea lurăște pe Iohannis, ca să-ți dai seama. Deci lurăște. Deci sunt... El are sub 5% cota de încredere. Eu cred că are și mai puțin. Deci lumea l-ar vrea pe ăsta plecat, dacă s-ar putea de acum să dispară, să se ducă cu avionul lui, să plece cu tot ce vrea. Înțelegi? Încât lumea, fii atentă, e deja pe frecvența lui Șoșoacă. Da. Ca să vii să urli și să faci circ, înseamnă că tu îți pierzi dintre aia care sunt mai raționali. Singură. Deci dacă ea mă ascultă cumva acum din ce spun, ea poate să înțeleagă că bă, a fost o etapă necesară și suficientă matematic. Da, a fost o etapă necesară și suficientă dacă vrei ca matematic. Adică perioada în care m-am făcut cunoscut, murlam, m-am bătut. E o etapă necesară, că altfel nu te băga nimeni în seamă. Deci dacă te duceai cu sărumâna, știți, sunt și eu Diana Joșoacă și aș vrea să... N-a aflat nimeni de ea.
Doi, da. Dacă nu se ducea și nu urla și nu se bătea cu aia, iară nu. Dacă nu urla de la tribună, nu făcea. Bun, dar etapa asta trebuie să înțeleagă, s-a încheiat. Lumea o cunoaște. Lumea știe deja în mare parte cum gândește și și-a creat un nucleu dur de fan. Dacă s-ar calma și ar veni pe lungimea de undă a întregului popor, ar înțelege. Și am înțeles că până acum trebuie să facă circ pentru că așa era necesar acest circ. Dar acum devine și vine la noi, adică vrea să ne câștige și pe noi de la alt nivel, nu de la nivelul ăla de urli pe stradă și te bați la colț și stai în fața șanțului și scuipi semințe. Și atunci vii și zici, stai bă puțin, că femeia asta de fapt spune adevărul. Dacă ar fi mai întreagă la cap și nu s-ar duce să urle pe la toți, să-ți bată, să se... așa, bă, ne-ar și reprezenta. Dacă ar face nu știu cum. Deci, ea dacă ar înțelege multe din chestiunile astea și ar înțelege că rolul ăsta a luat sfârșit și trebuie să intre pe linia serioasă, ar câștiga foarte mult și din ce în ce mai mult se adepți. Cum ar fi o finală turul 2, Ciolacu cu Șoșoacă? Deci, ar fi, păi ar fi foarte tare. Părerea mea că ar câștiga Șoșoacă, pentru că dacă ar intra... Ciolacu, de-aia ce spune Gușe e adevărat. Că Gușe zice că Ciolacu, de fapt PSD-ul, l-ar fi ajutat pe Blat. Pe George, da, nu ca să intre în turul 2, aici mă diferențiez de Cosmin. Îl ajută pe Simion în toate variantele ca Șoșoacă să ne ajungă în turul 2 și Simion să se prăbușească de gât cu Șoșoacă. Asta e ideea pe care o face. Pentru că, eu îți repet, linia trasată de afară este Joana, președinte, Ciucă să fie premier. Da, dar nu cumva linia de afară e Ciucă? Nu. Ciucă e omul de sacrificiu. Știi cine e Ciucă? Ciucă e medicul Cristoiu din local, ca să înțelegi. Ce tare asta! Da. Ok. Ce sfat ai pentru George Simion? Dacă ai vreun sfat. Ce sfat să am? Adică după ce l-am văzut cu isteria aia de acolo și cu toate alea, mie mi se pare că s-au schimbat rolurile. Șoșoacă devine din ce în ce mai normală și se duce către o linie politică, în vreme ce Simion, influențat sau nu, s-au jucat cum e el jucat, se prăbușește din ce în ce mai tare, pierde mai mult și... Pentru că vreau să spun că ce a făcut Simion vis-a-vis de acel primar și cu chestia cu terenurile este cu mult mai degradant decât ceea ce, să zicem, că a făcut Șoșoacă în Parlamentul European când a venit cu Bonița și cu, da. Și atunci când ea a pierdut o mare parte din un număr de simpatizanți care pe care câștigase pe linia asta a normalității. Știi, atunci au zis unii, da, bă, e prea de tot. Păi stai că pe linia a normalității e teribil. Să vii cum a venit Simion, care, bă, deci tu vrei să aperi democrația și tot, și statul de drept, da? Deci eu nu vorbesc că sunt acum niște sinistrați, că mi s-a reproșat asta. Da, domnule, înțeleg, sunt sinistrați, sunt o chestie. Acolo e și o altă treabă, pentru că inundațiile alea se fac controlat de mafia terenurilor și mafia din agricultură. Care sunt niște șmecheri de la PSD acolo cu, da, bazine piscicole, cu tot felul nu de... Nu numai bazinele piscicole și stuful lui Paul Stănescu și alea, dar sunt mulți interesați din marii latifundiari ca din când în când să inunde zonele când sunt condiții meteorologice propice, pentru că ei joacă ca la rulete, ea își asigură acele, își asigură din punct de vedere agricol acele, da, lucruri, intervin la ANIF și fac ca să nu existe lucrări de inundare. Da, da, cu banii mergi, da, de la stat. Și nu sunt interesați, că dacă ar fi interesați să indiguească, să facă tot, nu i-ar mai neloroci pe oamenii ăia de rând cu inundațiile. Și acum revin la Simion. De Simion, da, domne, e regulă, sunt oameni sinistrați, sunt toți, deci trebuie să le asigur temporar ceva. Orice făcea Simion, deci apărătorul statului de drept și al Constituției și al... De s-a dus la un primar care l-a ales local, deci oamenii ăia sinistrați l-au ales pe ăsta. Da. Sau și oamenii ăia. Și urla la el să-i dea teren, ca și cum l-a dat terenul, deci unde să ți-l dea, mă? Păi Islaz, unde să ți-l dea? Deci era într-un sat. Doi, deci nu se poate face transfer de proprietăți fără consiliul local, fără... Deci există o legislație. Doi, nu se poate construi fără autorizații de construcție, fără chestii de genul ăsta, care sigur depinde primărie, se pot face în câteva zile dacă vrei ca prima. Dar faptul cum urli tu acolo și mai ales fii atentă, știi care a fost cea mai tare fază? Că până la urmă asta că Simion urla la ăla că vrea să-l bată, ridicase mâna la ăla și că spunea că practic se dea la terenul, că nu știu ce a vrut ăla să-l vândă, că ce a făcut și că el vrea să facă case și el se isteriza acolo. Să se uite lumea la aia că e pe net. Păi știi cine zice Simion acolo? El spune că practic pe el l-a trimis Ciolacu.
Deci el a zis, zice, păi am venit, tu trebuie să faci ce a zis Ciolacu, eu am venit aici că a zis Ciolacu, că oameni, că... Păi stai bă, Simion, că a zis Ciolacu, te-ai dus, tu revendicai terenul și ala de la... S-a scăpat, adică, l-a luat cu rapă dinainte. Păi te-ai cam scăpat, da? Da, cam nașpa. Bun, pozează normalitate Terheș, dar și aici că Terheș a candidat într-o alianță cu AUR, după aia te doare capul. Da, a rămas europarlamentar. Aici nu știu ce să zic, pentru că nu, partea asta cu Terheș nu mi-a plăcut deloc. Adică probabil vrea să atragă partea mai normală a suveraniștilor ăștia mai asociate. Poate că și-a dat seama, poate că s-a dat seama în ce zonă se scalva AUR-ul și care da, ar fi renunțat cu puterea și atunci s-a folosit de dracu ca să treacă puntea, că el e și teolog, știi? Și a zis, hai că mă folosesc de AUR. Da. Ca să și acum să meargă pe mâna lui. Deci poate să fie și chestia asta. Cum nu exclus nici să fie o chestie legată și în care Terheș e plauzibil să fie să acționeze la niște butoane ale serviciilor de informații externe, l-a evoluat mult în exterior și are și alte însărcinări. Păi asta e întrebarea. Păi dacă Terheș e butonat de marile puteri, n-ar putea el să fie omul marilor puteri, omul nu. Nu, Terheș poate să fie cel mult Mauru care și-a făcut datoria. Adică atât. Aha, tot. Am înțeles. Lasconi. A, Lasconi e... Deci cu SR-ul, neomarxismul, cu tot. Deci aici lumea ca să înțeleagă că există varianta asta, că ce se va întâmpla post alegeri. Întrucât PNL-ul se prăbușește și merge pe mâna lor cad în cap. Și dacă aceștia marile puteri nu reușesc să le reîmpace după ce îl exclud pe Ciucă și eventual poate l-aduc pe Iohannis și președintele PNL, întreabă asta. Pe partea puterii se va ajunge la concluzia evidentă că nu avem suficiente forțe să facem o coaliție atât de puternică încât să avem guvernarea, de să-l punem pe Ciolacu și să avem și o majoritate parlamentară. Și atunci părerea mea foarte clară este că partenerul strategic împreună cu marile puteri globalisto neomarxiste ne vor aduce în situația ca după alegeri alianța să fie de tipul PSD cu USR și cu AUR. Sigur o să mi sară lumea în cap, pot să spun că este imposibil. Vă aduc aminte că acum câțiva ani erau cureziștii pe stradă cu tot, iar PSD-ul era ciuma roșie și au ajuns la guvernare de 4 ani, stau aproape împreună. Deci dacă spuneam eu acum 4 ani că o să vină PNL-ul cu PSD-ul și o să ne conducă 4 ani și ce o să fie, mă jura lumea și spunea că ești un tâmpit. Și ieșeau iar reziștii și toți. E, acum, pentru că matematic nu există soluții. Uite, îți dau exemplu, și dacă ar câștiga Șoșoacă, îți dau exemplu, președinția. Șoșoacă nu va avea cu cine să-și facă guvernul și parlamentul, că nu are oamenii. Că nu va avea doar cu Lazarus. Și atunci nu are oameni suficient. Mă rog, o să mi spun acum cei care comentează încă vreo 10 nume. Nu e suficient. Doi la mână trebuie să deții puterea în parlament, pentru că degeaba te duci tu să spui 10 oameni în guvern. Dacă ăia din Parlament nu-ți fac ție guvernul, adică nu ți-l aprobă, dacă nu-ți aprobă premierul, adică după aia programul ăla nu e aprobat de Parlament și mai ales dacă tu ceea ce vrei să faci să schimbi România nu e aprobat de Parlament. Și atunci pe acest sistem că tu trebuie să deții puterea totală, ăștia care ne conduc din afară au zis, bă, ne trebuie să facem o asociere ca ăștia să se la putere, da? Ori asocierea cu PNL-ul care va scădea sub zona de 6% spre 10%, că aici va aduna, și cu un PSD care nu va trece decât în visele cele mai tari, pe la 30%, nu ne va duce în situația încât să avem o majoritate parlamentară și asiguratorie către un guvern, ci doar la limită. Da. Nu poți să-ți impui planurile globaliste cu tot ce s-a votat cu PLX-urile alea undeva pe o zonă subțire, în care poate să te atace partide ca AUR, cu Șoșoacă care va intra cu mai mulți în Parlament, cu alea, cu vine USR-ul și îți dă și ala în cap, PMP-ul, toate alea la unul. Și atunci este logic că s-a primit ordin și pentru partidele care sunt coordonate din afară, adică USR și AUR, și când zic că sunt coordonate de afară și de AUR, știu ce zic. Dar de cine e coordonat de afară AUR? Imediat zic. O să spun printr-o ghicitoare, dar o să se înțeleagă ghicitoare. Deci o să fie coordonate de afară și o să zică, băi, coaliție. O să vină și să zică, băi, este nevoie de această coaliție, știm că suntem împotrivă, dar pentru interesul poporului român ne coalizăm. Ca atunci știi la țapul, la Emil Constantinescu cu patrulatele roșu. Da. Și zică, băi, e nevoie. Asta sunt.
trecem alea, ei tipul o să facă gargară, se ceartă și alea, ministere, dă-i cu proiecte, dă-ne în cap. Vine Simion, îi filmează pe aia, zice că nu știu ce fac ei pe acolo. Dar în principiu vor crea o coaliție cât de cât. Planul nu era ca să fie și AUR, planul era ca să fie doar USR cu PSD, numai că se pare că nu e suficient. Atunci au născut-o pe Lasconi, ca să venim din treaba asta, ca Lasconi, ca să vină, bă, cine e Lasconi? Bă, e simpatică, vedetă, pac, e o primăriță genială, a venit de acolo, are o gândire extraordinară. Deci ea să strângă cât se poate strânge mai mult de la USR, pentru că USR era îngăleată cu Barna și cu ea. Ei se prăbușeau. Și atunci Lasconi era treaba asta. Și acum l-au mai arundat și pe Nea Simion prin PSD la chestiunea asta, pentru că asta i-au promis lui Simion, ca să fie clar. Simion știa că se prăbușește și a zis, bă, tu vei fi salvat într-o coaliție. Tu fă-ți jocul tău acum pe aici, scăpăm de șoșoacă, venim cu Joană, noi suntem premier, facem o coaliție, vă dăm și vouă trei funcții de ministri, ca să fiți liniștiți, vă băgăm pe acolo și rezolvăm situația. Zine ghicitoarea că e finalul emisiunii. Ghicitoarea foarte simplă. Să-ți caute lumea să se intereseze așa. Cu două, trei luni înainte de înființarea Partidului AUR în 2019, principalul finanțator al partidului, să-i caute lumea pe internet, nu dau niciun nume, dar sunt toate numele de la tot ce spun eu. Principalul finanțator al partidului a primit să restaureze Palatul lui Putin din piața Charles de Gaulle. Pe mulți bani care veneau din spate ca finanțare și pe bani foarte puțin la vedere. Unde urma să fie sediul OTV cu Dan Diaconescu? După ce s-a întâmplat treaba asta și a venit, s-a înființat ca alianță AUR din mai multe partide, dar cu motorul principal finanțat de acest finanțator, care e promovat brusc pe toate direcțiile și câștigă 10%, mare surpriză, cea mai mare surpriză, și intră în Parlament. Să caute lumea pe net și atunci o să vadă de cine și cum e manipulat George Simion. Da. Între timp i-au arătat pisica lui Diaconescu, s-a închis sediul ăla, nu se mai face nicio televiziune acolo. Deci? Și să se mai uite lumea cine, ca să înțeleagă mai bine, cine era între timp, avea acolo și ce case conspirative ale căror structuri și puteri se aflau acolo. Fii atent, într-o clădire în paragină, pentru care se plăteau anual 6,8 milioane de dolari chirie. Tu știi clădirea, da? Cum să dai 6,8 milioane de dolari chirie pe aia? Nerefăcută, stai un pic, nerefăcută. Bine, nu că ai dat pe ea refăcută. Eu îți spun. Bun, promit că la emisiunea următoare și dăm răspunsul la ghicitoare, da? Poate să ne scrie lumea. Îl premiem pe cel mai bun. Îi dăm o înghețată. Să ne scrie lumea, pentru că să știi că oamenii au stat cu sufletul la gură, n-a plecat niciunul de aici, au rămas constant să te urmărească. Te felicită pentru emisiune, pentru că spui lucrurilor pe nume. Titan al jurnalismului, Bogdan Comaroni. Mulțumesc și eu, și sunt totdeauna, îmi face foarte mare plăcere ca tot ceea ce mă documentez și aflu să spun public, că lumea crede, nu crede, tocmai asta este lucrul cel mai important. Eu chiar cu asta vreau să închei. Când îmi spun mult și că bat câmpii, că domne, eu aș fi primul care aș vrea să mă înșel. Deci știi cât de mult aș vrea să mă înșel și să nu fie de fapt nici vorba de niciun globalist. Dar de regulă nu te înșeli. Deci aș vrea, eu sunt primul care vreau să mă înșel. Ia uite, din Ohio ne urmăresc oamenii. Vă pupăm. Pe toată planeta sunt români, vă pupăm, dragii noștri. Urmăriți-ne și distribuiți emisiunea asta. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc, ai o zi bună.